Președintele Forța Civică Sălaj Mircea Abrudan a declarat astăzi că unificarea dreptei se întâmplă pentru că în cursul acestei săptămâni a mai aderat o formațiune politică la Alianța dar respectiv Inițiativa România Liberă. Forța Civică, PNCCD și Inițiativa România Liberă au trecut în statutul Alianței pe lângă motivațiile de doctrină politică și refuzul unei colaborări cu USL.